Sâmbătă, 1200 de voluntari din municipiile Turda și Câmpia Turzii au fost prezenți la campania de ecologizare a zonei. Un aport important au avut elevii școlilor din ambele municipii, micuții depunând un efort susținut în activitățile de curățenie, alături de cadrele didactice care i-au însoțit și care au profitat de ocazie pentru a le aminti copiilor cât de importantă este păstrarea curățeniei pentru mediul înconjurător. La Turda și Câmpia Turzii au participat și reprezentanții administrației locale, dar și diferite instituții ca, spre exemplu, compania de apă Arieș. 40 de angajați ai acestei companii s-au implicat în acțiunea de ecologizare organizată la nivel național, 20 la Turda, iar alți 20 de la sucursala din Câmpia Turzii. Compania de apă Arieș participa la campania de ecologizare a orașului Turda și Câmpia Turzii. Angajații companiei de apă s-au mobilizat și în număr de 40 de persoane au participat la curățenia celor două orașe, atât în Turda cât și în Câmpia Turzii. În cadrul acțiunii au fost adunate circa 400 de metri cub de deșeuri în saci care au fost ridicați foarte prompt de serviciile de salubrizare din punctele de colectare. Organizatorii susțin că strângerea deșeurilor a fost selectivă pentru a se respecta normele privind revalorificarea materialelor reciclabile.